15 tineri din cadrul grupului catehetic Sfântul Stelian Paflagonul al parohiei Movila Miresii din județul Brăila au fost astăzi în excursie la mai multe obiective turistice și religioase. Însoțiți de părintele paroh Bogdan Ionescu, au vizitat Catedrala Nașterea Domnului și Biserica Buna Vestire din municipiul Brăila și Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Lacul Sărat. Aici au putut vedea muzeul etnografic și celelalte spații care alcătuiesc ansamblul monahal. Tinerii au servit prânzul la așezământul social filantropic Sfântul Pantelimon la Cusărat, iar apoi s-au întâlnit cu un alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După ce s-au rugat împreună cu ierarhul în capela Sfântul Pantelimon, tinerii au vizitat anexele așezământului, în cadrul căruia funcționează o clinică balneoclimaterică. La final, toți beneficiarii excursiei au primit din partea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Casian cărți de rugăciuni, reviste apărute la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, o ediție a Noului Testament și iconițe.